Tema conferinței de presă este 4 luni de abuz în funcție ale primarului municipiului Hunedoara și datorită faptului că în spațiu public au apărut tot felul de acuze la adresa consilierilor PNL legate de ultima ședință, vrem să facem o informare corectă a presei și prin intermediul presei tuturor cetățenilor interesați de activitatea politică, în mod special în municipiul Hunedoara, dar și administrativă în același timp. În primul rând, cea mai gravă acuzație pe care o aducem primarului municipiului Hunedoara este domnul Dan Băbouțan și președinte al PSD, este neglijență în serviciu. Codul penal definește neglijența în serviciu, articolul 298, încălcarea din culpă de către un funcționar public a unei îndatoriri de serviciu prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime al unei persoane fizice sau juridice și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. Despre ce este vorba? În luna septembrie anului 2015 am reușit să obțin de la Ministerul Dezvoltării, la vremea aceea eram primarul municipiului Hunedoara, două contracte de finanțare, unul în valoare de 25,4 milioane de lei pe contractul Subsecvent 3 și una de 23,3 milioane pe contractul Subsecvent 4. Regula derulării acestor contracte funcționa pe următorul principiu. Banii se acordau pe lucrări deja executate. Deci, dacă reușeam să asfaltăm o stradă, prezentam devizul de lucrări și toate documentele solicitate prin Ordonanța de Urgență 28 și în câteva zile intrau banii în cont. Pentru că legea nu îți permite să începi o lucrare fără să ai bani alocați în buget pentru acest lucru, primeam acest bani și începeam o altă stradă. Pe acest principiu am reușit să absorbem 15 milioane de lei din acest total de 49 de milioane de lei. În vara acestui an, Primăria Hunedoara a primit o notificare din partea Ministerului Dezvoltării, prin care era informată că este obligată să prezinte devize și situații de lucrări pentru a putea beneficia în continuare de derularea acestor contracte pe care vi le-am enumerat. Deci contractul Subsecvent 3 și contractul Subsecvent 4. Aceasta este adresată direct domnului Dan Băbouțan. Este informat că trebuie să prezinte aceste documente, altfel finanțarea se pierde. Pierderea totală, pentru că documentele nu s-au prezentat în timpul solicitat de Ministerul Dezvoltării, este de aproximativ 34 de milioane de lei. Deci, practic, municipiul Hunedoara a pierdut 34 de milioane de lei pentru neglijența primarului Dan Băbouțan. Evident că vom solicita organelor competente să analizeze acest fapt, pentru că la un municipiu de nivelul Hunedoarei, 34 de milioane de lei este o sumă considerabilă. Toată finanțarea de care vă spun includea peste 50 de străzi de asfaltat în municipiul Hunedoara, inclusiv centru pietonal. Din câte cunosc eu, deja acum câteva zile s-a primit la Primăria Hunedoara o notificare prin care se somează instituția să sisteze lucrările sau să le continue din bugetul propriu. Bun. Al doilea lucru pe care vreau să-l sesizez, în
decembrie 2015, Consiliul Local de la acea vreme a emis hotărârea numărul 468 din 2015 privind participarea municipiului Hunedoara ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri. Unul dintre articole, la articolul 3, spune: împuternicește primarul municipiului Hunedoara, domnul Viorel Arion, să reprezinte municipiul Hunedoara în relațiile contractuale ce derivă din aceasta. Legal, și așa cum am procedat în tot mandatul meu, legal ar fi fost ca domnul Dan Băbăuțan să schimbe măcar acest articol 3 din hotărârea 200 din 2015, decembrie 2015, sau să emită o altă hotărâre de Consiliul Local prin care să fie mandatat să reprezinte instituția în relațiile cu Bursa Română de Mărfuri. Nu a făcut acest lucru, în schimb a încheiat contract de servicii municipiul Hunedoara cu sediul în Hunedoara, reprezentată prin Băbuțan Dan. Da? Deci e vorba de două achiziții, una de energie electrică și una de gaz metan, care s-au făcut fără mandat din partea Consiliului Local. Este un abuz în funcție grosolan, pentru care, iarăși, cred că răspunderea este chiar de ordin penal. Și un al treilea lucru pe care vreau să-l sesizez eu este abuzul constant care se face la nivelul primăriei municipiului Hunedoara asupra angajaților primăriei. Respectiv, sunt chemați rând pe rând în biroul primarului Dan Băbuțan, funcționari publici care li se cere demisia. Vă reamintesc că funcționarii publici beneficiază de o lege care îi protejează în fața abuzului și am să vă citesc iarăși din codul penal. Da. Abuzul în serviciu. Fapta funcționarului public care în exercitarea atribuțiilor de serviciu nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o pagubă, ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime a unei persoane fizice sau a unei persoane juridice, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Deci, chiar în cursul zilei de ieri, ni s-a sesizat nouă consilierilor PNL că unui număr destul de mare de angajați care au funcții de conducere în primărie, care au încă funcții de conducere în primăria Hunedoara, li s-au tăiat telefoanele. Dar angajații din subordine au în continuare telefoane de serviciu. Astea sunt aspectele pe care am vrut să le sesizez legate de abuzul în funcție și neglijența în serviciu. În continuare o să rog pe colegul meu Nicu Ștefan să vă prezinte alte câteva aspecte legate de tema conferinței noastre de presă. Da, având în vedere că până acum 3 luni de zile am ocupat funcția de manager la spital, nu mi-e indiferent, am și spus-o la finalul mandatului că o să urmăresc foarte atent ce se va întâmpla în spital, pentru că eu consider că spitalul a mers foarte bine în ultimii 3 ani de zile, am avut performanță acolo și din păcate observ că în ultimele luni lucrurile nu mai merg atât de bine. Am informații că spitalul nu mai prestează servicii la nivelul la care a prestat în ultimii ani, nu se fac încasări suficiente de la Casa de Sănătate și din păcate s-ar putea ca în scurt timp spitalul să intre într-o criză financiară destul de gravă. E și normal acest lucru atât timp cât primarul municipiului Hunedoara nu își asumă o conducere definitivă la acest spital. Vine cu tot felul de nume, ba a fost domnul Toma, acum se vehiculează alte nume, între timp interimar este domnul doctor Bende, care evident nu poate să aibă o motivație foarte, foarte puternică să conducă
acest spital, atât timp cât știe că în scurt timp va fi schimbat din funcția de manager, pentru că trebuie să vină un manager și o conducere agreată, bineînțeles, de Partidul Social Democrat. Cred că e momentul ca primarul să înceteze jocurile legate de acest spital și să ia în serios lucrurile. Am văzut și ieri că s-au făcut niște poze pe acolo, niște selfie-uri pe la heliport. Până acum vreo două luni heliportul era un dezastru. Toată lumea ne acuza că de ce l-am făcut. Ieri, dintr-o dată, a devenit un obiectiv extrem de important. Funcționează foarte bine. Elicopterul a aterizat fără niciun fel de probleme. Acum două luni se spunea că am făcut o investiție inutilă. Au continuat să îndrume elicopterele undeva în zona stadionului. Probabil majoritatea dintre dumneavoastră ați fost acolo la spital, la locația heliportului și este evident că un elicopter poate ateriza mult mai bine și mult mai corect în acea locație decât între blocuri unde aterizează de obicei la stadion. Și până la urmă am înțeles că domnul primar a transmis două adrese tăioase către București și în urma acelor adrese, dintr-o dată, heliportul a devenit funcțional și poate fi autorizat pentru a putea duce pacienții. E păcat că aceste investiții, care sunt evident benefice pentru Hunedoara, au fost aruncate în derizoriu într-o perioadă de campanie și acum, dintr-o dată, sunt bune pentru oraș. Noi, consilierii locali PNL, am spus-o de la început că vom vota absolut toate proiectele care sunt corecte pentru municipiul Hunedoara, cu două condiții, să fie legale și să ne fie și nouă prezentate la timp și transparent. Ei bine, de 3-4 luni de zile de când funcționează acest consiliu local, noi nu am fost niciodată consultați, niciodată convocați de domnul primar Dan Bobouțanu, care ieri sau alaltăieri în conferința de presă făcea apel la dialog. Păi ce dialog să avem dacă dânsul nu ne-a chemat niciodată? Atât timp cât dânsul chiar a spus în conferința de presă că un foarte mare număr de hunedoreni au votat și PNL, și pe Viorel Arion, și consilierii local PNL, cred că ar trebui să țină cont de acest vot și să ne invite și pe noi la consultări și să discutăm proiectele. Da. Am propus câteva amendamente în ultima ședință, absolut toate au picat. Vor să închiriem și să vindem anumite spații și anumite terenuri la niște prețuri derizorii. Iar când propunem majorarea prețurilor, bineînțeles că grupul consilierilor PSD votează împotriva acestor amendamente și după aceea așteaptă ca noi să votăm pentru trecerea proiectelor respective. Nu o să votăm niciodată pentru proiecte care nu sunt, repet, benefice pentru oraș. Legat de cum va funcționa Consiliul Local în viitor, îl așteptăm pe domnul primar să se consulte și cu noi, și cu consilierii PNL. Să ne prezinte proiectele, să le discutăm împreună și cu cea mai mare plăcere le vom vota. Dar nu pot să vin toate ședințele în care venim și avem ceva de comentat, dânsul devine agresiv. Ați văzut, nici nu ne dă voie să vorbim. A încercat domnul Arion să-i spună ceva legat de acele cămine culturale, nici n-a vrut să stea de vorbă. În condițiile acestea, cum așteaptă dânsul să colaborăm? Ne vorbește de ședințele de comisii care nu se țin niciodată. Conform legii, la ședințele de comisie, președintele comisiei trebuie să facă invitația consilierilor cu cel puțin 3 zile înainte. Vreau să vă spun că la ultima ședință de Consiliu Local, în preziua ședinței, la ședința de comisie, nu am fost invitat deloc. A trebuit să sun eu și am găsit procesele verbale deja întocmite de doamna președinte Bianca Fărcaș, care s-a autopropus președinte, pentru că eu fac parte din Comisia de Sănătate, Cultură și Sport, împreună cu dânsa și cu domnul consilier Jitianu. Suntem doi consilieri PNL, dar dintr-o dată dânsa am înțeles că e președintele comisiei, fără ca vreodată să ne fi întrebat și să supunem la vot alegerea președintelui acelei comisii. Nu ne cheamă la comisii, în schimb îmi spune la telefon că o să găsesc materialele acolo și dacă vreau să le semnez, fiind deja întocmite procesele verbale. Da? Asta nu-s comisii și asta nu e mod de a lucra. Uitați-vă, e ora 12 fără un sfert, la ora 2 înțeleg că avem o ședință de îndată la Hunedoara cu foarte multe puncte pe ordinea de zi, dar noi încă n-am primit materialele. În condițiile astea vreți să mergem să votăm proiectele propuse de domnul primar? Când cu două ore înainte încă n-am primit materiale, am sunat acum jumătate de oră și mi s-a spus că încă se lucrează la materiale.
Deci cam așa se desfășoară lucrurile, dar în schimb suntem noi acuzați că ne opunem bunului mers al orașului. Eu trebuie să-i aducem aminte domnului primar că în momentul în care era în opoziție, ca să zic așa, 9 luni de zile niciun proiect cu 14 voturi n-a mai trecut în Consiliul Local Hunedoara. 9 luni de zile primarul Viorel Arion n-a mai putut să treacă niciun proiect. Ăla e blocaj al orașului. Nu că ne-am ridicat noi de la masă că dânsul nu vrea să stea de vorbă cu noi. Atunci n-a mai făcut nimeni scandal. Și s-a dovedit ulterior că plecarea dânșilor a fost nefondată. Au amenințat că pleacă, vezi, doamne, că numirea, sau mă rog, investirea domnului Lucian German la vremea respectivă în Consiliul Local este nelegală. Ulterior a venit de la prefectură confirmarea că a fost legală numirea domnului German în Consiliu. Așadar, n-au avut niciun motiv să părăsească sala și să voteze 9 luni de zile împotriva tuturor proiectelor care necesitau 2/3 din votul consilierilor locali. Dacă mai au colegi ceva de... Ia mă mic. Mai doar vreau să spun și eu de reportul de la Hunedoara, care a fost foarte mult pus așa într-o lumină și o umbră din cauza acelei campanii electorale care a avut loc în urmă cu câteva luni. Vreau să vă spun că proiectul heliportului este un proiect inițiat de mine. Este un proiect de care m-am zbătut de 2 ani și jumătate să-l punem în practică, pentru că Hunedoara chiar avea nevoie de un heliport. Și așteptam și noi din partea conducerii primăriei ca în momentul când s-a inaugurat acest heliport, pentru că am înțeles că ieri a fost inaugurarea și cu cursa de... s-a făcut și primul zbor de recunoaștere pentru stabilirea culoarului de zbor, să fim invitați și noi, sau măcar fostul manager al spitalului și cu mine, care am fost inițiatorii acestui proiect. Este un proiect care nu l-am făcut pentru noi, pentru PNL, nu l-am făcut pentru Robert Mujic sau pentru Viorel Arion sau pentru Nicu Ștefan, l-am făcut pentru cetățenii municipiului Hunedoara, pentru că acele câteva secunde sau acele câteva minute sunt foarte importante pentru a salva viața oamenilor. Este un heliport care va deservi atât spitalul municipiului Hunedoara, cât și populația din municipiul Hunedoara pentru situații de urgență. Știu că a fost o problemă legată că în momentul când s-a solicitat, și a fost o scăpare, în momentul când s-a solicitat acele avize de la Ministerul Apărării, trebuia solicitat și de la Ministerul de Interne, fiind SMURD-ul, cel implicat în zborurile care trebuie să le efectueze, a fost solicitat un aviz pentru a fi trecut heliportul în catalogul european al heliporturilor. Și atunci se cereau alte norme. De aceea acest heliport de la Hunedoara nu a putut să fie funcțional în ultimele 2 luni de când a fost el finalizat. Ei, s-a rezolvat și această problemă, s-a adus clarificarea respectivă, s-a stabilit ieri și culoarul de zbor pentru piloți, este totul în regulă. Este un heliport care ne face un mare serviciu nouă locuitorilor municipiului Hunedoara. Și eu zic că este un lucru benefic care s-a întâmplat și vreau să mulțumesc pe această cale foștilor colegi din Consiliul Local care au votat pentru acest heliport, din Consiliul de Administrație al Spitalului care au votat pentru acest heliport, au agreat ideea mea și am reușit să o punem în practică. Eu sper ca în continuare să fie salvate cât mai multe vieți prin aceste zboruri care se vor efectua de la Hunedoara cu pacienții în situații critice. Ce trebuie înțeles că ne dorim să colaborăm în Consiliul Local, vrem să ne implicăm în proiectele care sunt pentru municipiul Hunedoara, dar sperăm și noi la transparență. Referitor la proiectele pe care, cu care domnul Bobozan se laudă, 5 și nu știu câte, unul singur îi aparține, respectiv acela cu izolatul unor blocuri private de pe strada Moldovei. Restul sunt proiectele fostei conducerea primăriei. Dar ca să-i dăm o mână de ajutor, ne-am propus ca în prima ședință ordinară din această lună să venim cu o inițiativă, cu propunere de proiect prin care să aprobăm ca cele 49 de parcele din parcul industrial să fie
date cu titlu gratuit, așa cum prevede de altfel și proiectul, acelui investitor italian care a promis că aduce 100 de milioane de euro în municipiul Hunedoara, construiește un hotel cu nu știu câte sute de camere, face aqua park, aqua land și tot felul de lucruri foarte atractive și care să mărească numărul de turiști. Pentru că în aceste 4 luni de zile nu s-a întâmplat asta, vrem să-i dăm o mână de ajutor domnului primar și să venim noi cu expunerea de motive, cu raportul și cu proiectul de hotărâre, pentru că suntem foarte interesați ca această investiție să se deruleze cât mai repede și hunedorenii să beneficieze de această investiție de 100 de milioane de euro. Iar a omis domnul Nicu Ștefan să spună, ajunsesem cu documentația pentru Spitalul Municipal Hunedoara într-un stadiu foarte avansat. După cum știți, în mandatul, în exercițiul financiar 2007-2013, am reușit să finalizăm un proiect depus în 2009, respectiv ambulatoriul spitalului din municipiul Hunedoara, și era imperios necesar ca să se realizeze și a doua parte a ambulatoriului, pentru că nu s-a în proiectul respectiv nu era prevăzută decât o jumătate din policlinică, respectiv reabilitarea ei. Am mers mai departe și am întocmit un proiect care avea toată documentația în spate, audit energetic, ridicări topo, tot absolut, pentru reabilitarea integrală a spitalului din municipiul Hunedoara. Înțeleg că acest proiect este abandonat. Tot așa aveam un proiect pentru piața Obor, un proiect în valoare de aproape 7 milioane de euro și care într-un final schimba complet fața piesei, ba mai mult decât atât, piața ar fi devenit aproape independentă din punct de vedere energetic, pentru că proiectul avea și o componentă ecologică foarte importantă, respectiv panouri solare pe toată suprafața pieței, și acest proiect a fost abandonat. Din câte cunosc eu, până la această oră nu s-a scris nici măcar un cuvânt sau o virgulă pentru viitoarele proiecte care se vor depune în exercițiul 2014-2020. Deci este inadmisibil ca un municipiu ca Hunedoara să fie cu temele nefăcute și nici măcar un proiect să nu se afle pe masa de lucru a primarului. Păi nu, comisiile practic s-au ținut. Sau teoretic s-au ținut, practic nu s-au ținut. Fără consilierii PNL, sau cum? Nu, v-am spus, logic este și legal ca președintele unei comisii să invite membrii acelei comisii cu cel puțin 3 zile înainte la ședința de comisie în care se discute. Bineînțeles, la noi nu se țin, la comisia din care fac eu parte, cel puțin la ultima ședință, v-am spus, nici măcar n-am primit un telefon, domne, să vii la primărie să semnezi și documentele. Ba mai mult decât atât, eu, de exemplu, la penultima ședință, nici măcar n-am primit materialele pe mail. După aceea, înțeleg că noi vom fi verificați la ședințele de comisii. Trebuie totuși cumva să-i reamintim domnului primar că noi, consilierii locali, nu suntem în subordinea dânsului. Dânsul e în subordinea consiliului local. Trebuie să uite bine pe organigramă să vadă că primarul pune în aplicare hotărârile luate de către consilierii locali. Am înțeles că pune dânsul șaua pe noi, că nu știu ce o să ne facă. Noi suntem în slujba cetățenilor și dânsul este obligat să pună în aplicare hotărârile luate de către consilieri. Cu cea mai mare plăcere votăm toate hotărârile de Consiliu, dar v-am spus, transparență nu există. Comunicare cu consilierii PNL, totuși reprezentăm foarte mulți votanți din Hunedoara, care au votat și cu PNL-ul. Într-adevăr a câștigat PSD-ul, dar și PNL-ul are foarte mulți votanți. Noi nu suntem luați în considerare, dar după aceea se supără că nu-i trec proiectele.
E adevărat că ați ieșit din ședință, la ultima ședință, cea de vineri, pentru că nu se vota creșterea prețurilor la întreținerea zonelor de voce și așa mai departe. Nu are nicio legătură. Nicu care este economist vă poate explica mai bine. Da, nu. Știți ce s-a întâmplat? Nouă ni s-a adus în față un proiect prin care se dorea majorarea unor tarife bazându-se pe creșterea salariilor. După aceea discuția s-a dus mai departe și s-a discutat dacă tarifele de la care se pleacă sunt corecte sau nu. Noi nu de-aia am fost invitați în acea ședință. Domnul primar a inițiat un proiect de hotărâre prin care se pleca de la anumite tarife care se prezumau a fi corecte și pentru creșterea salariilor, că a crescut salariul minim pe economie și valoarea tichetului de masă, ni se cerea să votăm creșterea tarifelor. Bineînțeles că era o hotărâre absolut legală pentru că așa a vizat-o domnul primar, a inițiat-o, a pus-o pe masa Consiliului Local. Eu știu că nu comunică... A fost și în dezbatere publică. A fost în dezbatere publică, am înțeles că nu comunică cu noi, cu consilierii PNL, dar cred că nu comunică nici cu cei de la PSD. Pentru că e culmea. Primarul PSD inițiază un proiect și consilierii PSD îl votează împotrivă. Dacă se dorea o discuție în timp, întoarsă în timp, în care se descopere dacă sunt sau nu corecte tarifele vechi sau actuale prestate de către ProServ, trebuia făcut o altă discuție. Dar să știți că tarifele actuale sunt votate în niște consilii locale din care domnul Bobolțan a făcut parte. Eu și cu domnul Ariu n-am făcut parte din consiliile în care s-au votat actualele tarife. Și îi faceți o plângere penală sau mai multe plângeri primarului pentru abuz în serviciu și negligență? Și negligență în serviciu, bineînțeles. Și a spus că mai mulți salari angajați sunt chemați în birou primarului și obligați într-un fel să-și dea demisia. Da, expresia este dă-ți demisia și fă un pas înapoi. Cam asta este. Demisia din funcție. Da. Și sunt oamenii de conducere, mă gândesc. Da. Și la spisa. Da, și nume sau... Ne puteți da un exemplu? Păi, fără să am acordul lor, nu. Prefer să nu. Din câte știu eu, și acești oameni sunt cu plângerile penale pe masă. Deci oameni promovați în timpul mandatului dumneavoastră sau oameni care ocupau funcțiile respective înainte să deveniți dumneavoastră primar? Într-adevăr, mulți s-au promovat în timpul mandatului meu, dar pe bază de examen, pe bază aprobării Agenției Naționale. Să luăm cu punctul 1. Spuneați de acei bani, ați spus că s-a aprobat doar pentru 34 de milioane de lei. Dar din câte spunea domnul Bobovețanu și doamna Nișara Popa, directorul economic, e vorba de niște contracte multianuale. Se merge pe principiul primul venit, primul servit la decontare și ce nu se reușește anul ăsta se alocă de către Ministerul Dezvoltării în anul următor. Adică nu știu dacă, dacă, în primul rând, n-a fost votat bugetul pentru anul următor. Deci prima condiție este ca bugetul de anul viitor, care va fi votat în Parlament, să prevadă sume pentru așa ceva. Deci e greu de spus dacă vor mai fi primite. Sunt multianuale, nu dumneavoastră, da, pe patru ani. Da. Da. Înseamnă că mai ai o șansă de bani, nu se pierdut. Nu știu. Deci mai clar, s-a pierdut finanțarea totală sau deci se va rezumea contractul sau s-au pierdut niște bani care anul ăsta nu se mai intre? În adresa, din câte știu, în adresa care a sosit la primărie, se specifică faptul că lucrările trebuie sistate sau continuate de bugetul local. Nu scrie că vor fi finanțate în anii următori, pentru că nici cei de la Ministerul Dezvoltării nu știu dacă vor avea sau nu vor avea bani în anii următori. Dar contractul este multianual. În conferința de presă ne-a spus că Ministerul Dezvoltării a trimis o notificare, cum că nu mai sunt bani. Așa, a fost o conferință de presă. Ei susțineau că pe anul ăsta nu mai sunt bani. Da. Să știți că de obicei nimeni nu garantează că în anul următor vor veni bani. Avem un exemplu și la spital. Anul trecut am primit o finanțare de la Ministerul Sănătății să reabilităm o secție, secția de ATI. Am primit prima tranșă, tot pe un contract multianual. Iar anul acesta, când trebuia virat a doua tranșă, pentru că lucrarea e la jumătate, nu s-au mai virat bani. Deci spitalul are blocată secția de ATI. Norocul nostru este că secția de ATI își desfășoară activitatea pe două nivele. Am reușit să finalizăm primul nivel, dar al doilea a rămas practic... Bun, dar ați pățit în anii trecuți să primiți de la Ministerul Dezvoltării
o notificare de genul acesta că nu mai sunt bani pe anul în curs? Nu. Nu, deci din 2012 și până în 2016 de la Ministerul Dezvoltării, de la guvernul din care domnul Bobuțan făcea parte, am primit sume considerabile pe ordonanța 28, aproape 200 de milioane de lei. Dar, repet, acesta era modul de lucru, mod de lucru care mie mi-a fost sugerat chiar de conducerea Ministerului Dezvoltării la acea vreme. Deci, ca să poți să te miști repede și să cheltui acești bani, pentru că este o concurență colosală. Deci, noi ne întâlneam pe holurile Ministerului Dezvoltării primarii din toate partidele, din toate localitățile, din diverse județe, pentru banii de pe ordonanța 28. E adevărat, dacă nu te miști și nu depui documentația la timp și mai ales dacă documentația nu este corectă, pentru că în primele luni și nouă ni s-au întors de câteva ori documentația, eu până când am învățat cum se scrie, dacă nu te miști repede, evident că sunt alții mai agili care consumă banii. Necesitățile pe ordonanța 28 sunt foarte mari. Cred că dacă întrebați orice primar din județul Hunedoara, vă va spune că are nevoie de bani pe ordonanța 28. Dar, repet, eu zic că având în vedere că vremea a fost cum a fost, din iunie și până la data de astăzi, cel puțin 20 de milioane de lei ar fi putut fi atrași pe acest sistem. Referitor la retragerea consilierilor PNL din ultima ședință, care ar fi motivul sau dacă vreți să ne... Deci, la Compania Națională de Investiții, eu personal am fost de mai multe ori. După cum știți, pe Compania Națională de Investiții se finanțează și reabilitări de cămine culturale și refacere de baze sportive, săli de sport, patinoare, stadioane, pentru că noi am vrut să luăm pe toate aceste axe să primim finanțare, ni s-a sugerat să ne concentrăm pe un obiectiv. La vremea respectivă ni s-a părut că cel mai important obiectiv este stadionul din Hunedoara, stadionul Mihail Klein. Am avut o discuție cu președintele Federației de Fotbal, domnul Burleanu. Împreună ne-am deplasat la sediul Companiei Naționale de Investiții și am primit promisiunea că vom fi introduși într-un proiect mai amplu care viza reabilitarea mai multor stadioane din țară. Tot atunci ni s-a sugerat să ne concentrăm pe un singur proiect și să nu depunem pe mai multe proiecte, pentru că șansele sunt slabe de a primi chiar pe toate axele. La vremea respectivă nu erau bani alocați pentru căminele culturale. Noi începusem să facem documentația pentru căminele culturale, după care ne-am oprit și ne-am concentrat mai mult pe sala de sport de la Matei Corvin și pe baza stadionului Mihail Klein. Asta este explicația pentru care n-am mai continuat cu documentația pentru celelalte cămine, dar această documentație este o documentație care se face într-o zi, în două zile maxim. Deci un proiectant o face foarte repede. Deci exista timp din iunie și până în octombrie ca să se facă documentație și pentru căminul cultural de la Buituri și pentru căminul cultural de la Boș și pentru căminul cultural de la Hăjdat, care toate au nevoie de reabilitări. Pentru că și acolo sunt cetățeni din municipiul Hunedoara, noi am solicitat ca toate căminele să fie prinse în această reabilitare. Și nu, a fost un dialog al surzilor, n-am fost pur și simplu ascultați, pentru care am considerat că dacă nu e
nu suntem doriți în discuțiile pe această temă, preferăm să părăsim sala decât să fim partași la așa ceva, la o discriminare crasă. Bun, s-a continuat pe ideea aceasta și am înțeles că se vrea o altă ședință de Consiliu Local. Deci noi nu vom mai participa la ședințe de Consiliu Local, atâta vreme cât principiul transparenței nu va fi respectat. În mandatul meu, pentru faptul că întârziam cu câteva ore, ieșea un scandal monstru în ședințele de Consiliu Local, precum vă aduceți aminte, dacă se întârzia cu o singură zi. Acum, deci, obligația inițiatorului este de a trimite cu 5 zile înainte, așa cum scrie la lege. Acum nu se trimit materialele cu 3 zile, cu 2 zile înainte, nu se chemați la ședințe, nu se țin ședințele, se fac procesele verbale din pix și după care haideți și votați. Cam asta. Am mai trecut aproape jumătate de oră, am verificat acum, încă n-am primit materialele pentru ședința care se va desfășura astăzi la ora 14. Spuneți dumneavoastră dacă se poate merge la ora 14 și noi să votăm în cunoștință de cauză proiectele propuse astăzi într-o ședință de îndată. Și este 12 și ceva și încă n-am primit materiale. Dar mai așteptăm. Înțeleg că am sunat în primărie și mi s-a spus că încă se lucrează la proiecte la ora asta. Legislatul ce pregătea și la ședintele de îndată tot cu 3 zile înainte? Nu, dar măcar cu 24 de ore. Măcar cu câteva ore. Deci pe vremea mandatului meu, la ședințele de îndată, materialele se trimiteau cu 24 de ore înainte. Deci de pe o zi pe alta. Păi ieri a fost o ședință la DEVA de îndată, la Consiliul Local. Cred că și dumneavoastră ați primit ordinea de zi cu mult timp înainte. Deci nu e posibil, nici două ore nu mai sunt și nu e... Ce anume? O zi, mă. Da, adică puneți-vă în situația noastră și după aceea ni se aduc acuze că blocăm activitatea orașului. Oare cei care n-au votat 9 luni de zile n-au blocat? Asta e cea mai bună soluție, opinia noastră, sunt blocați. Nu blocăm, am și spus-o că nu blocăm. Noi ne dorim o colaborare, colaborare transparentă. Dar cum să ne prezentăm la o ședință la care n-am primit materialele? Ce să votăm? Bun, dar am și o întrebare. Oamenii ce să înțeleagă? Că primarul spune că vreau colaborare, dumneavoastră spune să vreau colaborare. Care e problema? Păi dumneavoastră, ce înțelegeți dacă suntem chemați la o ședință? Eu vă întreb pe dumneavoastră. Dumneavoastră, ce înțelegeți dacă suntem chemați la o ședință și nu avem ordinea de zi? Să mă duc, ce să fac acolo? Trebuie să analizăm, trebuie să dezbatem, trebuie să ședințele pe comisie, să vorbim de transparență. Domnul primar își dorește probabil să ridică mâna sus, cum zice el. Da. Nu e corect. Deci în 4 luni n-a avut nici măcar o discuție cu noi. Nu ne-a invitat odată să ne spună, dragi consilieri PNL, uitați, astea sunt proiectele, haideți să le discutăm dacă aveți ceva de lămurit pe marginea lor, dacă nu mergem în sală și le votăm. Motivul principal pe care era invocat atunci când eram criticați că nu trimite materialele înainte cu 5 zile, era la vremea respectivă teama de DNA. Asta era tot timpul pusă pe masă, că trebuie să știm ce citim și ce votăm. Evident, i-am transmis, am vorbit de atâtea ori și cu domnul secretar, pentru că dânsul asigură legalitatea ședințelor de Consiliu și a tuturor documentelor care trec prin primărie. Am spus, domnule secretar, discută cu domnul primar să fim chemați la timp și să ni se dea materiale la timp și să se urmeze procedurile legale. Se pare că domnul primar nu vrea să stea de la următoarea ședință ordinară care se zice că va fi organizată în E discutabilă legalitatea acestei inițiative, atâta vreme cât ai o sală de consiliu. Deci nu se justifică o cheltuială de a închiria o altă sală atâta timp cât ai o sală de consiliu. Eu am vrut să fac odată o ședință de consiliu exact la fel în aula institutului și secretarul de la acea vreme, domnul Rață Bugnaru mi-a tras atenția că este ilegal să ții conferințe ședințe de consiliu în afara instituției, atâta vreme cât dispui de o sală de ședințe. La vremea respectivă vreau să modernizăm, să intrăm cu sala în modernizare și asta ar fi presupus ca două luni de zile să nu avem
sală de consiliu și atunci am renunțat la, la idee, preferând să așteptăm o altă. Și acum se pune problema să se modernizeze sala de ședințe, atunci oricum va trebui să se țină la altă parte. Da, legea spune că ședința se poate ține în sala de ședință, în biroul secretarului sau în orice altă sală a instituției primăriei. Dacă chiar dorește să țină o ședință în altă parte, o poate ține în parcul nou construit. Dispune de o sală de conferință de 300 de locuri, dacă nu mă înșel, sau deci destul de încăpătoare. 146, conform normelor X, țin minte de la inaugurare, e o singură ieșire. Da, deci e destul de încăpătoare. E o singură ușă de ieșire. Dar tot e mai mare decât sala de consiliu actuală. Referitor la comisiile de specialitate, ele funcționează legal? Se cam obișnuiește să treacă așa, mă rog, ce spune de aici? Ce, nu mă refer la una anume. În general, înainte materialul, se întâlnesc membrii de comisie de specialitate, că îi dau un aviz în ședința de consiliu. Da, legea spune că materialele trebuie trimise cu 5 zile înainte pe mail consilierilor locali sau pe orice alt suport, inclusiv hârtie, iar președintele de ședință de comisie cu 3 zile înainte este obligat să convoace comisia. În mod normal așa se lucrează, se dezbate în comisie, iar în ședința de consiliu toți consilierii vin și votează în cunoștință de cauză. Pentru că tot legea spune că virgulă consilierii își asumă și răspund individual de deciziile luate. Când veți depune plângerea penală și unde? Plângerile, pentru că vor fi mai multe, le vom depune la instituțiile abilitate. Evident că ne vom consulta înainte de asta cu persoane care sunt avizate și cunosc procedurile mai bine decât noi. Referitor la acel proiect depus la ADR Vest, mă rog, referitor la Castelul Corvinilor, s-a pierdut sau, mă rog, s-a respins? Păi nu s-a pierdut, că, după cum știți, am fost criticat că proiectul nu e bun într-o ședință, pentru că în ședința următoare să fie aprobați indicatorii aceluiași proiect, respectiv în ședința, la ultima ședință. Acel proiect, eu zic că este un proiect foarte bun pentru Hunedoara. Evident, nu este nici vina primarului, nici a Consiliului Local, că în aceeași zi în care a fost depus, Ministerul Fondurilor Europene a schimbat regula. Schimbat regula în timpul jocului și toate formularele care trebuiau depuse pe documentația avizată înainte trebuiau schimbate. Nu. În situația asta sunt foarte multe UAT-uri care au depus proiectul și pe ulterior le-a venit comunicarea că trebuie să schimbe toată formularistica. Din câte știu eu, în proporție de peste 90% trebuie refăcută toată documentația. Am adus în această conferință de presă argumentele care susțin această inițiativă. Deci, orașul Hunedoara, municipiul Hunedoara a pierdut 34 de milioane de lei pentru faptul că primarul n-a fost în stare să depună o documentație completă și la timp la Ministerul Dezvoltării și suma mi se pare colosal de mare pentru un municipiu ca Hunedoara. Iar pentru abuz în funcție, aici sunt mai multe aspecte referitoare la comportamentul domniei sale, atât față de consilierii locali care sunt aleși locali, vreau să îi reamintesc că nu suntem angajații primăriei, consilierii suntem aleși de către comunitate, și de asemenea abuzuri pe care le comite zi de zi față de angajații din primărie. Mă refer la faptul că aproape în fiecare zi cheamă oameni în biroul său care le cere demisia. Unii dintre ei chiar au cedat psihic și
au probleme din această cauză. Sunt convins că organele competente vor chema la audieri toate persoanele lezate și care au fost afectate de aceste decizii. Eu, pe vremea când am fost primar, n-am îndrăznit să iau așa asemenea măsuri de teama legii, pentru că mi-a fost frică de lege. Am aplicat principiul transparenței totale în toate deciziile pe care le-am luat. Mai mult decât atât, îmi aduc aminte că în primul an, atunci când nici măcar nu aveam majoritate, chemam toate partidele la masă, inclusiv USL-ul, și tot discutam proiect cu proiect înainte de a le pune pe ordinea de zi. Cum vedeți comunicarea cu primarul în perioada următoare? Deci, nu știu cum va decurge comunicarea. Eu sper să se revină la o stare de normalitate și consilierii locali să fie consultați în privința tuturor inițiativelor pe care primăria și primarul le ia în acest sens. Am decis de asemenea să-i dăm o mână de ajutor primarului, pentru că a promis că aduce un investitor italian, că o investiție de 100 de milioane de euro în parcul industrial nou creat lângă Castelul Corvinilor, drept pentru care în următoarea ședință de Consiliu Local, noi, consilierii liberali, vom depune o inițiativă care să acorde acestui investitor cu titlul gratuit cele 49 de parcele și să poată demara acel parc tematic care a fost promis unedorenilor. Nu va fi o comunicare mai bună între consilierii PNL și primar? Consilierii PNL vor mai participa la ședințele de Consiliu Local? Atâta vreme cât nu va exista nu va fi respectat principiul transparenței așa cum este normal, nu vom participa la simulacre de ședințe pe care domnul primar le organizează.